Derby început cu bătăi între suporteri. Aproape 1000 de jandarmi au fost mobilizați în această seară în capitală pentru a ține piept disputei dinaintea meciului din Liga a doua între CSA Steaua și Dinamo București. De suporteri au mers pe stadion, mai numeroși fiind dinamoviștii. Marșul roșu albilor a pornit din zona stadionului Dinamo și a continuat apoi până în Ghencea. Pe tot acest drum au fost păziți inclusiv de jandarmeria Călare, care a încercat să aplaneze eventualele conflicte dintre ultrași. Cu toate acestea, după cum puteți vedea și pe imagini, bătăile au fost la ordinea zilei. Și discutăm despre tot ce a însemnat mobilizarea jandarmeriei și toate incidentele care au avut loc înainte acestui derby cu locotenent colonelul Mihai Vornicu, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București. Bună seara, domnule Vornicu! Bună seara, vă rog! Vă rog, în primul rând, să ne spuneți care este centralizarea pe care o aveți până acum. Câte persoane au fost reținute și ce măsuri ați luat pentru a preveni și alte incidente nedorite? În legătură cu măsurile despre care dumneavoastră faceți referire, vreau să precizez următoarele. Pentru desfășurarea în condiții de ordine și siguranță publică a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniul, a luat toate măsurile necesare pentru deplasarea în condiții de siguranță a suporterilor la stadion, precum și pentru asigurarea unui climat de siguranță la nivelul capitalei. De asemenea, în rațiuni de siguranță au fost adoptate și măsuri suplimentare de control al autovehiculelor și persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât și altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare. Bun. Câte persoane au fost reținute? Vreau să vă comunic faptul că, în continuare, recomandăm tuturor suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la turburarea ordinii și liniștii publice, de asemenea să se delimiteze de orice formă de agresivitate verbală sau fizică. Și cu siguranță orice încălcare a prevederilor legale în vigoare va fi sancționată cu fermitate de către forțele de ordine. Așadar, câte reținere au fost făcute până acum, până în acest moment? Până în acest moment, având în vedere că încă este în desfășurare evenimentul sportiv, vă pot comunica că până în acest moment au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.500 de lei. Au fost constatate de asemenea 3 infracțiuni și de asemenea 8 suporteri au fost interziși la competițiile sportive pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și 1 an. Dar aceasta este o situație actuală. La finalul evenimentului o să revenim cu alte precizări. Dacă se poate, vă rog să ne mai spuneți de la colegii dumneavoastră din teren. Ce ați constatat? Ce aveau acești suporteri? Veniți mai degrabă pregătiți pentru bătaie decât pentru meciul care se ține în aceste momente pe stadion. Ce aveau asupra lor? Pentru că am văzut că au avut loc și incidente violente, chiar dacă v-ați mobilizat tocmai pentru a fi siguri că nu se întâmplă acest lucru. Aceștia au fost sancționați contravențional și au fost întocmite actele de sesizare cu privire la tulburarea ordinii publice, la distrugere, la folosirea de materiale pirotehnice, de asemenea persoane care au încercat să intre în stadion în stare de ebrietate, au folosit injurii, aruncare de obiecte. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste precizări și mergem acum și la colegul nostru Eduard Popa, jurnalist B1 TV, și dezbatem în detaliu ceea ce am văzut că s-a întâmplat astăzi pe străzile capitalei, pentru că până la urmă sunt scene greu de descris, greu de privit. Totuși vedem, Edi, că au avut loc încăierări între suporteri și chiar și violențe. Bun găsit, Gabi. Într-adevăr, ca la orice derby de fotbal din România, din păcate, între echipele care sunt de tradiție sau care pretind că ar fi de tradiție, avem parte, iată, de astfel de momente triste, aș spune eu. Sunt ultrași care nu înțeleg că fenomenul fotbalistic ar trebui să fie adresat tuturor categoriilor sociale. La meciuri de fotbal, de obicei, mai vin părinți cu copii, mai vin oameni în vârstă, mai vin și domnișoare chiar,
și nu este în regulă să avem parte de astfel de episoade. E interesant de aflat o statistică, poate, fiindcă legile există, legi care se interzică spectatorii pe stadioane, spectatori violenți, spectatori calcitranți, iar nu sunt puse în aplicare. E interesant de văzut câți oameni au fost arestați, pentru că vedem că au fost violențe foarte multe. Ar fi interesant de văzut câte amende s-au dat în ultima perioadă la astfel de meciuri, fiindcă la orice întâlnire între fanii steliști, de oricare tabăr ar fi ei, fie că vorbim de FCSB sau CSA, fanii rapidiști, dinamoviști, ai Craiove, ai Farului, Petrolul și așa mai departe, avem parte de astfel de momente. Pe de altă parte, putem vedea că acești suporteri înflăcărați, ca să le spunem așa, dacă pot fi numiți suporteri, pentru că vedem că nu au nicio treabă cu aceste competiții sportive, de multe ori ei sunt pregătiți pentru astfel de meciuri, mai degrabă doar pentru aceste părți care au loc violente, de altfel, înaintea meciurilor. Fie că își dau întâlnire pe paginile de socializare, fie că fac astfel încât să se întâlnească cu rivalii în anumite puncte cheie și chiar și așa au loc aceste incidente, deși, vedem, jandarmii sunt mobilizați de fiecare dată. Gabi, dă-mi voie să fac o paranteză. În ultimii 10 ani s-au construit 11 stadioane noi, toți din bani publici, 600 de milioane de euro au costat. Și cu toate acestea nu suntem în stare, poate, să monitorizăm cumva, să avem resursele necesare să monitorizăm acest fenomen ultra. Mi se pare că uneori nu gestionăm corect cum ar trebui pregătirea unui astfel de eveniment sportiv, cum ar trebui să ducem spectatorii spre stadion fără să se intersecteze cele două galerii. Iată în imagine pe care le-am difuzat de la colegii de la Gazeta Sporturilor și le-am prezentat și noi, vedem un suporter stelist care s-a rătăcit printre blocuri și a ajuns în dreptul dinamoviștilor și am avut imagini pe care nu le-am putut da pe televizor. Vedem chiar și acum imagini din pasajul Lujerului, cred, unde suporterii au plins torțe, probabil acolo a și leșinat acel suport dinamovist de care vorbim. Adică sunt niște lucruri care se pot face mult mai bine. Dacă ne uităm la lumea occidentală, dacă ne gândim la fenomenul ultras în fotbalul britanic, cu 30-40 de ani, aceste imagini erau doar joacă de copii ce se întâmplă la noi. Între timp, datorită unor legi restrictive, extrem de dure, vorbim chiar de pedepse cu închisoare, fenomenul ultras s-a calmat în Marea Britanie. Acum jucătorul de fotbal, fotbaliști pe care se plătesc 10 de milioane de euro, bate cornerul fără să aibă un gard de protecție în spatele lui, cu suporterul advers stângându-i mâna și nu se mai întâmplă nimic. Deci la noi nu cred că poate un jucător de la CSA Steaua sau FCSB să bată corner cu galeria lui Dinamo în spate, de exemplu, fiindcă probabil și-ar lua pietre, telefoane, tot felul de lucruri în cap. Cu toate că, iată, la intrarea pe stadion există, sunt căutați oameni în buzunare de obiecte contundente și totuși poți să intre pe stadion chiar și cu torțe, cum am văzut și la începutul acestui meci, cum vedem adesea înaintea derbiurilor. Dacă ne uităm în aceste imagini pe care le difuzăm chiar acum, vedem că și categoria de vârstă a unora dintre acești suporteri înflăcărați, ca să spun așa, este una foarte joasă. Vedem foarte mulți adolescenți, mulți dintre ei copii, sunt într-adevăr și adulți acolo, însă vedem că vârsta nu este una foarte ridicată și te-aș întreba, în opinia ta, ce îi mână în luptă pe acești oameni, având în vedere faptul că, până la urmă, în mod real, nu ar avea nimic de împărțit cu suporterii galeriei adverse. Sunt un profan al psihologiei maselor, dacă îmi permite așa, dar probabil și un sentiment de teribilism, un sentiment de apartenență la grup. Poate sunt oameni care își dedică viața unor anumite culori, un anumit club de tradiție și atunci când sunt mai mulți, 10, poate sute de suporteri, sunt compacti într-un loc, se simt mai viteși, se simt mai breși și au chef de hartă, de scandal.
Probabil singuri sunt oameni pașnici, oameni ca mine și ca tine, care dacă stăm lângă ei în metrou, n-ar avea aceeași dorință de violență, să spun așa. Bine, până la urmă, există două teorii în acest sens. Odată că aceste mișcări poate ar trebui rupte din fașă, aceste mișcări ultra, o altă teorie este aceea că reprezintă practic o supapă socială și că pe stadion poți să-ți vezi frustrările și supărările. Acum, eu tind mai degrabă spre prima teorie. Cred că astfel de mișcări trebuie controlate. Ai zis și tu că oamenii și-au dat întâlnire pe internet. Adică, iată-mă, dar nu cred că nu există printre polițiști vreun suporter al fenomenului fotbalistic care să n-aibă acces la pagine de Facebook unde acești tineri și-au anunțat deja locul de întâlnire pentru hartă. Deci, cred că măsuri pot fi luate și cred mai degrabă că legea deja există și Bun. Ar trebui implementată. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste precizări. Cum spunea și reprezentantul Jandarmeriei București, până acum 11 oameni amendați și 8 suporteri interziși pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și un an pe stadioane. Vom vedea până la urmă cum arată toate datele la finalul acestui derby. Mergem acum mai departe.